Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod din noua serie numită Better Minecraft. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Băieți, a venit iarna pe Better Minecraft. Uite cum ninge, ce-mi place când ninge pe Better Minecraft, se vede pe aici, doar că sunt ceancuri lipsă, nu știu exact ce se întâmplă, fără zăpadă, dar uite cât de frumos se vede când ninge, ești nebun? Îmi place Better Minecraft-ul de mor, serios vorbesc, că e șmecher rău. Și se pare că armura nu prea mai rezistă, nu știu de ce e atât de slabă armura asta, nu înțeleg de ce e atât de slabă. Totuși, na, aia e, până la urmă, putem să o reparăm, asta e partea șmecheră, putem să facem treaba asta și să facem, practic, boots și toată armura de gold și putem să o reparăm din ce știu eu. Acum hai să încercăm să vedem dacă e așa, gold-ul e foarte ieftin, nu e mare chestie, gold-ul nu e o prioritate și atunci hai să vedem dacă putem să reparăm această minunată armură, încerc cel puțin, uite, vedem aici, frumos așa, bam, așa, nu merge, ok. Aici nici într-un caz nu o să meargă. Este. Am zis că o să reparăm treaba asta, dar nu știu, merge cu altceva să o reparăm. Nu știu, mă gândesc că poate merge, uite, să pun asta aici frumos. Mă gândesc că poate merge să reparăm cu netherite. Oare? Că văd că așa nu funcționează, cu gold sau cu netherite. Netherite scrap. Mai am o bucată de netherite pe aici, băieți, parcă dacă țin eu minte bine. Dă-mi și mie asta. Ok, fac. Uite, am bucata asta de netherite. Așa o să meargă cu netherite. Ok. Perfect, deci merge cu netherite reparată toată treaba asta. Asta înseamnă că va trebui să mai fac o excursie prin nether să mai adun netherite. Dar între timp, hai să facem și noi ziua. Ce frumos e, e frumos rău, jur. Hai să vă arăt ce am făcut eu între timp, pentru că trebuie să vă arăt, efectiv. Am construit o chestie aici pentru dragoni, băieți. De asta am toate itemele astea în inventar, o să înțelegeți imediat despre ce e vorba. Am construit o platformă unde țin dragoni, efectiv. Uite ce mișto arată platforma asta de aici. Uite cât de mare e în primul rând și bineînțeles că e plină de zăpadă ca nins mai devreme și de-aia am și zăpadă eu în inventar. Și atunci am poziționat dragonii, după cum vedeți, pe această platformă. A mai fost unul aici, albastru, doar că au venit niște phantom-uri la un moment dat și eu ce am făcut? Am zis că hai că mă lupt cu ele, știi? Și cu acest arc minunat i-am dat una la dragon și s-a dus pe copcă, practic. Adică am pierdut un dragon albastru. Nu e o problemă, pentru că mai avem încă doi. Dar na, aveam un dragonul ăla și na, acum l-am omorât. Aia e, se mai întâmplă. Și aici am mai făcut o chestie foarte șmecheră. Uite aici sus beton, așa, și avem dragonul ăsta de foc, l-am pus aici sus. Toată treaba asta, toți copăcii ăștia sunt custom, băieți, ca idee. Nu era aici. Ăla de acolo l-am plantat pentru test, că am vrut să văd dacă pot construi și o copac dintre ăștia care sunt spawnați natural cu puieți de copac dintre ăștia și l-am spawnat acolo pentru test și vedeți cât da copacul. Iar ăștia de aici i-am construit. I-am construit efectiv, i-am pus frunze, i-am pus așa și am rezolvat. Am pus niște copacii, arată binișor, arată interesant, n-am să vă mint. Era foarte gol pe aici și aș vrea să mai fac genul ăsta de copac încă unul. Uite aici, în zona asta mai facem încă unul și vedem cum poziționăm dragonii după aia. Momentan avem un dragon în minus, avem doar o singură casă pentru dragon și știți ce o să fac aici? O să pun gard sau niște portițe, ceva. Și asta o să fie casa unde înmulțim noi dragonii sau unde punem ouăle de dragoni noi și îi creștem, practic, până ajung mari să putem să îi îmblânzim și să-i aducem pe platforma asta aici. Și m-am gândit la o chestie, vreau să mai fac o căsuță dintre asta, cred că ori pe ăsta, ori pe copacul ăla de acolo, unde o să pun dragonii mai șmecheri, nu știu. Uite, de exemplu, ăsta are loc special aici la chestia asta, deci stă singur, are loc special, iar ăștia de aici stau mai ca fraiere, așa, știi? Poate o să mărim sătucul ăsta al dragonilor și în altă direcție, poate reamenajăm, mai punem și noi niște detalii pe aici, vedem pe parcurs. Momentan rămâne așa, momentan. Acum trebuie să-mi eliberez inventarul și ca idee trebuie să mai construiesc o cale de acces, să nu mă mai urc pe frunzele astea, vedem în afară de aia de acolo, trebuie să mai fac o cale de acces undeva prin copaci, uite pe acolo cum au ieșit rădăcinile de la copacul de deasupra, am plantat la un moment dat un copac deasupra să văd cum stă, dar nu e bun să plantez și atunci el când a crescut cu rădăcinile în jos și na, au rămas așa, nu mai contează. Bun, trebuie să văd cum fac treaba asta ca să fac
cumva o cale de acces către Dragonei, să nu mă mai urc pe frunzele alea pe sus pe acolo, că na, până la urmă, dacă putem să facem treaba asta, de ce nu, și ar trebui să o fac cât de repede posibil. Acum vedem dacă reușesc, dacă nu reușesc, o să vedem în episoadele următoare. Asta e șaua de la dragonul la pe care l-am omorât din greșeală, asta este, rest in peace, n-am ce să-i fac. Înainte să mergem să facem ce mi-am propus eu pentru episodul de astăzi, vreau să mergem frumos aici, la căsuță, să adăugăm pe cineva pe peretele abonaților și să cred că după aia să culegem și ferma asta. Hai să vedem pe cine... Oh, a, iar a scăpat fraiera asta. Ferească Dumnezeu dacă nu mi-ai mâncat zilele, ești nebun. Nu! De ce? Tu stai aici. Ok, trebuie să vă mut neapărat, trebuie să vă fac casă neapărat, că voi vreți să evadați nebunilor care sunteți. De ce vreți să plecați? Stați aici. Și hai să vedem pe cine adăugăm astăzi pe peretele abonaților, din căsuța abonaților, abia aștept. Și abonatul de astăzi este Ciulacu Marian, Marian Daniel. Marian, știu că susții de foarte mult timp canalul și că ești activ. Ai avut o perioadă în care n-ai fost activ, într-adevăr, am observat și chestia asta. Totuși îți mulțumesc pentru că ești activ și în secțiunea de comentarii și pe canal și la toate seriile, ceea ce apreciez foarte mult și sper să fii la fel de activ și în continuare. Și mulțumesc tuturor de pe acești pereți care sunteți activ pe canalul acesta și susțineți acest canal. Apreciez. Hai să trecem la treabă mai departe. În principiu aș vrea să culeg ferma asta, să mai pun la mâncare acolo, deși n-am mai gătit de ceva timp pe Better Minecraft. O să vedem de acum încolo, poate mai facem niște tipuri de mâncare. Momentan avem aceste sandvișuri cu pui și aceste plăcinte, e suficiente, pe bune, e suficiente rău. Tu, vino în coafră. Dar crezi că stau după tine să te alerg pe aici, stai aici, până dacă pleci, pleci, sigur o să mai găsesc una la fel ca ea data viitoare sau în altă parte, sau vedem. Momentan rămâne așa, stă acolo, hai să vedem să adăugăm semințele în chesturile astea de aici, să scăpăm de semințe și punem mâncarea la locul ei și după aia mergem să explorăm puțin, băieți, mergem să căutăm ouă de dragoni noi, adică mai vrem să mai facem rost de niște dragoni și atunci o să mergem să căutăm ouă de dragoni și facem treaba asta aici, dragon, așa, și ne uităm ce dragoni am putea să mai găsim. Noi îl avem pe ăsta de fire, îl avem pe ăsta de forest și îl avem și pe ăsta de aether, parcă, nu? Nu water, ăsta de sus de aici, aether dragon egg. Noi avem nevoie de restul, de exemplu, de ghost dragon egg, de ice dragon și de nether dragon. Ok, foarte, foarte șmecher. Ok, nether dragon, nu știam că există treaba asta. Deci avem nevoie de mai multe. Uite, ăsta de water, unde îl găsesc? Big other underwater ruin sau în comorile îngropate. Bun, și ăsta ice dragon, bănuiesc că în iglu, și ăsta de aici? Ghost Dragon în Woodland Mansion. Oh, cred că aș vrea asta, Ghost Dragon-ul ăsta, așa că o să mergem să căutăm un Woodland Mansion, un mansion gigantic de la, să-l explorăm, să ne batem cu niște fraieri de acolo și poate, poate, avem noroc să găsim și noi un ou dintre ăsta de dragon. Suntem pregătiți? Eu zic că suntem pregătiți, o să-mi sparg armura, așa-i? Da, cred că o să repar prima oară armura, o să merg după niște netherite. După ce am reparat armura, mergem către Woodland Mansion să-l găsim și când îl găsesc, revin. Sincer, n-a fost greu de găsit deloc, ești nebun, mi-am preparat și armura între timp, dar n-am avut suficient netherite, așa că papucii nu i-am reparat complet. Da, suntem deja a doua zi când filmăm treaba asta, adevăr a trecut destul de mult timp, într-adevăr aia e, doar că a durat ceva timp și n-am reușit să postez, de asta probabil pe ieri nu o să vedeți niciun episod din nicio serie, deși trebuia să postez ieri, n-am reușit să postez pentru că am făcut o parte din episod, dar n-am reușit să prepar armura și să găsesc mansion-ul și atunci acum înregistrez a doua zi și probabil tot astăzi o să postez videoclipul până la sfârșitul zilei. Am venit după el, suntem destul de aproape de casa, am mai trecut prin zona asta, doar că nu era explorat, așa că am venit după el, doar am mai fost eu pe aici de câteva ori, se pare că, și da, e bine, e aproape, îl avem în față. Putem să mergem oricând. E o zonă foarte, foarte frumoasă. Uite, pădurile astea colorate sunt foarte, foarte șmechere. Și, na, mai găsești chestii interesante pe aici. Uite, mai avem peștișori, mai avem tot felul de chestii, de construcții pe aici. Uite, o căsuță pe aici. Sunt chestii mișto în zonele astea. Așa că, hai să începem mansion-ul ăsta de unde ar trebui să-l începem, de la început. Sunt sigur că mai am ceva torțe în backpack, așa că nu cred că asta e o problemă. Voiam să spun că am foarte puține torțe, dar mai am 100% în backpack. Puteam să vin cu dragonul, m-am gândit la treabă asta, dar nu m-am vrut să am grijă momentan, așa că am venit fără dragon, dar e mai ușor, așa e mult mai simplu ca idee. Poate o să mergem și în End și o să facem rost de Elytra și atunci lucrurile o să stea total diferit. Văd ceva pe hartă, un animăluț foarte ciudat în zona asta. Ce ești tu? Ești porc? Ce ești tu?
Ok, stai că mi s-a schimbat planul puțin. Ok, ce animăluț ești pe aici tu? Uite acolo. Bă, e o căprioară. Uai, ce tare ești nebun. E o căprioară. Uite ce mișto arată. O să iau și o căprioară de genul ăsta să ducem acasă la un moment dat, să-i dăm un nickname și să o păstrăm acolo în viitoarea căsuță pentru animale. Vedem unde o facem. Poate o să facem chiar în sătul cu ăsta nou pe care îl construiesc de ceva timp. Dar vedem pe parcurs. Vreau să găsesc prima oară o intrare și după aia vedem care și cum e treaba. Că am găsit-o, tată. Hai să vedem care e. Stai că ne întâmpină din prima băieții răi. Dacă nu ai ou de dragon aici, mamă, să vezi ce bătaie îți dau dacă nu ai ou de dragon aici. Acum eu de unde să știu în ce cameră găsesc ouul ăsta de dragon? Va trebui să explorez tot mansion-ul ăsta ca să găsesc să găsesc chest-uri unde o să găsesc ou de dragon? Sau? Care e faza? Aici ce naiba e? De ce nu văd nimic în primul rând? Ok, un fel de închisoare, cred. Te rog, eu dă-mi un chest în care găsesc că ăsta e un pillager dintre ăsta. Nu sunt chesturi pe aici, pe la pillagerul ăsta nu sunt, nu? Vreau să găsesc un chest unde să găsesc un ou de dragon, că pentru el am venit. Și dacă a spus că se spawnează aici, atunci aici ar trebui să găsesc teoretic, nu? Practic, e posibil să nu găsesc. Wow, ce ciudat, am trecut la alt nivel fără să vreau, ești nebun. Ok, avem ferme, foarte interesant. În direcția asta ce mai avem? Cred că mă învârt în cer puțin. Salutare, ce faci, domnule? Toate bune, soția, copiii, ce fac? Să acasă? Tu dai cu toporul mine? Ei știu că tu dai cu toporul mine. Ok, avem aici o cameră. Sper să nu mă închidă nimeni. Aici e o închisoare, băieți. Ok, țin ăștia pe cineva închis aici. Nu știu pe cine momentan, nu țin pe nimeni, dar probabil că o să închidă. Aici sunt mai multe închisori. Ok, mamă, dar câte închisori au ăștia. Ok, și aici ar trebui să fie chesturi. Prin astea nu sunt, nu? Pur și simplu e doar o închisoare și atât. Ok, foarte, foarte nasoale condițiile. Uite, asta e mai mare, stau doi aici, ok. Dar interesant construit toată treaba asta. Interesant, foarte interesant. Salutare, ce mai faci? Care mai e viața ta? Toate bune? Ok, bam, l-am rupt pe fraier, ești nebun. Așa e capătul, asta e tot? Ok, va trebui să mă întorc, nu? Da, că am explorat cam toată clădirea, cred. Și atunci va trebui să urc la etaj pe scările alea, nu? Cred că așa, oricum nu mă pricep foarte mult la genul ăsta de chestii, cum e mansion-ul, dar nu o să încerc. Totuși mai avem direcția asta de aici pe care n-am vizitat-o momentan, ceea ce mă face să mă duc să o vizitez, că dacă e un chest aici și eu găsesc ouul ăla. Ok, aici ar trebui să fie zombi sau de ce e culoarea asta ca la zombi, știi? E ciudat, ok. Clar nu mă pricep la genul ăsta de chestii și la Minecraft-ul ăsta unde găsim mansion-ul. Deși e adăugat de foarte mult timp mansion-ul, sincer nu prea am fost să-l caut. Foarte rar mi s-a întâmplat să merg să caut mansion-ul și de data asta am venit să-l caut pentru că am nevoie de acel ou de dragon. Vreau să iau acel ou de dragon neapărat și atunci o să fie interesant pentru că vreau să-l caut peste tot. Mamă, dar ce țintă am să mor eu. Așa, vedem în camerele astea, nu știu unde aș putea găsi loot-ul. Wow, ce păianjen ăsta? Bone spider. Ok. Mamă, dar ce interesant e. Stai că mă duc în altă direcție și nu e bine. De ce șmechere păiangănul ăsta? Aș putea să păstrez păiangănul? Dacă nu-i mai dau o sabie și moare, bineînțeles. Ok, lasă-mă atunci. N-am văzut genul ăsta de păianjen până acum. Bone spider. Foarte interesant. Să băgăm ceva la mască, ne luăm o freză. Uite un chest aici. Am crezut că are ou de dragon. Cum ar fi fost să fi fost un ou de dragon acolo? Și aici sus ce naiba e? Nu e nimic? Pur și simplu atât? Ok. Camera asta nu e nimic în ea, bineînțeles. Și în camera asta... Ok, avem un chest în capăt. Nu avem. Mamă, cum era să fie ou ăla de dragon aici în camera asta? Dar nu e. Păcat. Păcat, ar fi fost foarte interesant să fie. Hai să vedem aici. Avem o fermă și atâta tot. Nimic interesant. Ok, hai să vedem în ăsta de aici dacă mai am torțe. Hai că mai am torțe. E bine că am torțe, că e jale. Văd că aici consum destul de multe torțe. Deși tunelurile astea și tot acâmul iluminate în afară de camere. Camerele nu sunt iluminate. Trecem la următorul nivel. Salutare, ce mai faceți? Cum mai sunteți? Așa, rezolvat. Și la etaj vedem ce vedem la etaj. Nu vedem mai nimic la etaj, nu era iluminată situația, dar uite ce mișto e, arată super bine, îmi place mult. E o clădire foarte șmecheră mansion-ul. Aici nu e nimic, oare ne dropează sau trebuie să o găsim într-un chest și e posibil să nu găsim la un moment. Du-te de aici, fraiere. Așa, tată, l-am liniștit. Vreau și eu un chest, te rog. Aici nu e nimic, acolo ce? E focul, mă gândeam că pui un chest ascuns sau ceva, aici dorm fraierii. Ok, aici am fost, e ferma sau ce naibă a fost acolo. Aici pat, în partea asta două paturi, nimic foarte, foarte interesant. Ferma aici, aici ce? O găină gigantică, da, că asta găsești într-un mansion, o găină gigantică. Eu de asta aveam nevoie.
Am nevoie de ouă de dragon, deci în direcția asta nu-i. Atunci mai avem o singură direcție, iar dacă nu găsim nici în direcția asta, atunci avem probleme, băieți, pentru că am descoperit un mansion și n-am găsit ouă de dragon, așa că foarte, foarte nasol, vreau să găsesc neapărat. Cred că aici e șeful ăla lor, nu? Atunci o să fie probleme, acolo am fost de ferma. Ok, cameră cu foarte multe cărți, am ajuns în bibliotecă. În bibliotecă găsim? Nu găsim chesturi în bibliotecă, normal că nu găsim chesturi în bibliotecă, deci am găsit niște chesturi într-o bibliotecă. Și cam atât, ha? Asta e tot. Uite ce mișto se vede pe geam muntele ăla. Ce mare e, ești nebun. Ok, ok. Aici ce? Aici ce avem? Niște scări. Mai este un nivel mai sus, băieți. Ok, stai puțin. Hai să le explorăm pe ăsta. E mai mare decât am crezut, mansion-ul de aici. Uite, mai avem o bibliotecă aici. Am auzit o ușă, jur că am auzit o... fraierul ăsta trage cu săgeți, am crezut că aud o ușă, dar tragea fraierul ăsta cu săgeți. Dar ce se mișcă, fraier, ești nebun? Hai să vedem, asta e ultima cameră, niciun chest, normal că niciun chest. Probabil se află chestul la ultimul nivel, băieți, așa că va trebui să urcăm pe scările alea să vedem dacă găsim acolo sus vreun chest. Dar astea sunt noi sau erau și înainte? Uite, în partea asta, de exemplu, ce? Nu e nimic, pur și simplu e suportul scărilor. Da, e bine să nu fie rău. Așa, aruncăm asta și hai să vedem care e treaba pe aici pe sus. Salutări, ce mai faceți, cum mai sunteți, între timp vine și noaptea. Foarte șmecher, capul unui pilliger pe acolo. Aici avem o pisică gigantică, probabil fără niciun chest, că normal că nu are chest, deci ar avea un chest. Da, putem să intrăm în ea sau ceva? Da, nu, e doar lână și atâta tot. Oricum arată interesant pisica asta. Jură-te că n-am găsit, există o șansă într-adevăr să se spawneze, dar n-am găsit ou de dragon, dar nici măcar pe ăsta șmecherul de aici. Ok, asta e foarte, foarte nasol. Am bătut drum degeaba până aici, băieți, nu am găsit niciun ou de dragon. Credeți-mă, sunt puțin dezamăgit, voiam neapărat ca în episodul de astăzi să găsim un nou de dragon și nu s-a întâmplat. Ce e foarte, foarte nasol. Eu zic că n-am ratat nimic. Eu nu cred că am ratat vreun chest sau ceva. Nu cred, adică nu știu sigur, dar nu cred. Nu cred că am ratat vreun chest. Eu zic că am verificat fiecare cameră. Totuși lipsește bossul de aici, nu? Nu trebuia să fie un necromancer ceva sau o chestie de genul ăsta. Totuși nu e, ceea ce e ciudățel. Hai să luăm și astea dacă tot am trecut pe aici. Sunt puțin dezamăgit, trebuie să recunosc. Mi-a scăzut energia că sunt puțin dezamăgit. Păi atunci dacă n-am găsit în Wooden Mansion, măcar putem să căutăm niște iglu, ceva. Am descoperit zone în care să fie zăpadă multă. Nu prea, a? Trebuie să mai merg să mai caut. Uite, am descoperit ceva în schimb aici, e un sătuc. Dar cred că am trecut pe la el pe acolo, probabil. Hai să mai caut. O să vă întrebați de ce sunt acasă și nu sunt la explorat, după cum am promis. Ei bine, am fost la explorat, băieți, doar că am rămas fără mâncare între timp. Bine, mai am plăcintele astea și m-am întors acasă pentru că vreau să vă arăt ceva. E bine, cam așa am explorat eu toată treaba asta, aici m-am întors ultima oară, după cum se vedeți, cam așa m-am dus eu pe hartă, dar hai să luăm cu primele chestii pe care le-am descoperit de când am plecat de aici, da? Am luat-o în direcția asta, așa că am găsit tot felul de păduri ciudate și am găsit chestia asta gigantică, băieți. Avem aici o construcție gigantică în zona asta, mare rău de tot, deci nici nu vă dați seama. Aici avem o pădure plină cu maimuțe în zona asta, am găsit ceva ghețar, nu era nimic interesant cu el, am găsit un sat din junglă, fix în zona asta e satul din junglă și am mai găsit o chestie, băieți, aici, pe lângă o construcție cu pilligeri, am un sătuc găsit. Nu l-am explorat, am promis că nu le explorez pentru că vreau să merg cu voi, așa că doar am trecut pe lângă ele și m-am dus mai departe. Un sătuc cu ciupercuțe cu ceva. Era foarte interesant, foarte interesant luminat, cu un turn în mijloc. Nu știu exact la ce folosește, o să mergem să vedem ce e cu el. Am trecut pe aici pe apă, frumos, am zis că poate găsesc un ocean monument sau ceva, dar n-am găsit. Tot felul de construcții prin pădurile astea. Uite, mai avem o căsuță de explorat aici cu pilligeri. Am trecut prin această mlașină și am dat de o căsuță dintre asta cu portal către The Abyss și către cealaltă dimensiune, am uitat cum se chema. Am ajuns aici, avem o construcție aici care nu s-a generat pentru că am trecut doar pe aici, pe lângă și nu a apucat să se genereze. Așa, mai avem o construcție aici la fel care s-a generat și am ajuns aici, băieți. Aici am ajuns, m-am oprit și m-am întors că e nasolă treaba. Am găsit ceva foarte mare. Două construcții gigantice. E, avem și igluri undeva pe aici, uite, le vedeți pe aici, bam, 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 este ăsta de aici, mai sunt niște igluri pe aici, poate în aceste igluri o să găsim acel ou de dragon pe care îl căutăm, dar încă n-am intrat în ele pentru că am fost atacat foarte rapid și eu am zis că lasă că e mai bine să fac pe episod cu voi treaba asta, să nu explorez singur și după aia să fie treaba nasoală, așa că în episodele următoare o să mai mergem din nou la explorat, pe direcția pe care am fost deja, doar ca să vă arăt vouă ce am găsit în direcția aia, pentru că de pe aici, de prin zona, am cam explorat cam toate.
parte, m-am bătut cu toți în afară de asta de aici. Adică am fost și am găsit chestii interesante. Și clădirea asta mare, nu știu, s-o facem într-un episod următor. Asta e o chestie foarte gigantică. Nici nu vă dați seama cât de gigantică e chestia asta. Probabil o să ne ia vreo două episoade să o explorăm sau un episod ceva mai lung. Da, o să fie foarte interesant. O să iau niște ouă dintre astea și cu niște pâine, dacă mai am, să fac niște sandwich-uri cu ouă, ca să fie treaba bună. Uite așa. Și da, cam asta o să fie episoade foarte interesante din Better Minecraft, deși în general episoadele din Better Minecraft sunt interesante. De data asta o să fie și mai interesante de atât. Cum era sandwich-ul cu ouă, nu așa era? Ah, ok, am uitat, uitasem, da, deci cu pâine, așa, și ou așa, da, uite așa e sandwich-ul cu ou. Atunci avem o grămadă, nu e problemă, putem să facem 64 chiar sandwich-uri cu ou, să putem să băgăm la mat, să fie treaba bună, bună, rău de tot. Perfect, bun, deci așa rămâne pentru episodul următor, va trebui să mai mergem să explorăm, dar în episodul următor aș vrea să ajung... Ce caută fraiera asta aici, fratele meu? Vino cu afra. Te-am prins, gata. Te-am prins și te duc înapoi la locul tău. Bagam aș gura ta că e evadat de 100.000 de ori până acum și nu înțeleg de... Așa, tată, du-te singur acolo. Ah, o să fie interesant, o să avem câteva episoade de explorat foarte interesante și o să fie bine, o să-mi placă mult, vă spun de pe acum. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și sper eu să mergem la explorat mai mult, să mai găsim chestii interesante și poate găsim un nou ou de dragon. Abia aștept. Cam atât. V-am țucat. Pa!